Primul pas. Tot așa arată recrutul în primul pas. Da? Vă doresc urma recrutul ăștia în primul pas. A zis că are emoții. Nu ai. Așa. Are emoții ca orice recrut. Când descoperă el Oriflame. Când deschide catalog. Când îi se face getting started. Și când are obiectivul să facă primul pas. Așa. Cum e, Luțica? Cum a fost la tine primul pas? Am uitat să... Eu am prezentat-o ca recrut în primul pas. Ea este, de fapt, o mare vedetă pe canalele media. Cred că ați văzut filmulețele cu ea, da? Dar cum a fost, Luțica, primul pas? Primul pas? Greu. Greu. Da, așa e. Dar acum stau și mă gândesc că avem numai lapte și miere. Da, așa ziceți tot. Da, în primul pas, în campania de recrutare 16-17, recrutul va putea să aleagă, corect? Da, va putea să aleagă șamponul Milk and Honey Gold sau un produs pentru domn. Ne-am gândit și la domn. Da. Șamponul gel de duș din gama Not For Men. Asta la primul pas. E ok? Mulțumesc, Nuci. Să vedem acum care este al doilea pas. Al doilea pas este să mergem acasă, că s-a făcut târziu. Roxana fiind deja în al doilea pas. La tine. Primul pas, înțeleg că e lapte și miere. Normal, este perioada aia de prospectare de care ai vorbit tu. Pasul 2, deja am început să mă acomodez așa și viața mea prinde contur, culoare și este toată un parfum. Da. Parfumul, că da, sunteți la firma aia, parfumul, știi? Toată lumea știe de parfumul Oriflame. Parfum. Deci care e parfumul tău? Cum ai luat? Preferat. Care este parfumul meu preferat? Nu știu. Cine există comparații pentru mine? Scuze-mă, nu. E clar, bineînțeles. Da. Bien sûr, mademoiselle. În pasul 2 avem Eclat Mademoiselle sau Eclat Lui. Mai gândim și la domn din când nu cânt așa. Bine, gândește-te, da, și e la tine, da. Eu am obosit. Vă mulțumesc. Vă văd așa că v-ați aranjat. Și eu am fost aseară și m-am dus. Și eram așa mândră. Părul meu era foarte întins. Însă el, de fapt, este ondulat. Astăzi am avut ceva trebuță. Și am ieșit în ploaie. Și este așa. Și m-am dus la birou înapoi și toată lumea. Dar de ce nu ți-ai uscat părul? Pentru că mi s-a stricat uscătorul. Da. Am venit noi și nu n-o să dau atâția bani acum, că de sărbători toți cumpesc. Doamne, ce e ăla? Ce e ăla? E de la pasul 3. Wow. Jură-te. Da. Dar ăla face bucle și mai și. Da, mi-o sucă părul. Îți place, da? Îmi place, da. Și ia uite ce mai avem acolo. Nu cred. Poți îndrepta dacă du-te, mama. Nu cred. Da, vă rog. Hai. Începem? Vă rog să mergeți, că noi avem puțină treabă. Păi și pe care pot? Stai. Nu. Da. Asta este pasul 3? Da. Care din ele? Vrei să alegi? Da. Păi nu? Păi ține de pe ambele, dacă vrei. Du-te-mă! Du-te-mă de aici! Să dai, mă, ambele, dar ce e? Aici este tipă de vânzări, nu societate caritabilă. Vă rog frumos! Hai! Deci pe care mi-l dați? Și cât trebuie să... Ce trebuie să fac? Și pe care mi-l dai? Că tot n-am înțeles, că vorbiți amândouă odată. Pe amândouă. Bineînțeles, deci puteți să alegeți un produs pentru domn. Iată-l, da? Luăm din... Asta este programul de
campania de recrutare C16-C17. Vrem să vedem dacă, să vedem dacă vă place. C17.